Cei doi tineri se îndreptau spre Suceava în momentul impactului devastator. Mașina celor doi a fost târâtă mai mult de 150 de metri pe șine. Din nefericire, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Până în acest moment nu se știe care a fost motivul în urma căruia șoferul nu a oprit la trecerea de cale ferată. Martorii îngroziți au coborât din tren și au privit cum autoturismul era făcut bucăți de echipele de descarcerare pentru eliberarea șinelor ferate. La fața locului s-au deplasat 16 subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. S-a deplasat și un elicopter și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Din păcate, persoanele din mașină au fost găsite decedate.